Oamenii de știință cercetează constant limitele necunoscutului, unde orice informație nouă deschide calea către o incertitudine și mai mare. Și nimic nu este mai incert, dar în același timp capabil să ne deschidă mințile decât un paradox. De-a lungul istoriei, paradoxurile au amenințat să compromită tot ceea ce cunoaștem și tot la fel de des au schimbat felul în care înțelegem lumea. Astăzi, unul dintre cele mai mari paradoxuri din univers amenință să dea peste cap teoriile relativității generale și mecanicii cuantice. Este vorba de paradoxul informațional al găurii negre. Pentru a înțelege acest paradox, trebuie să definim mai întâi ce înțelegem prin informație. În mod normal, informația despre care vorbim este vizibilă cu ochiul liber. De exemplu, prin acest tip de informație putem să ne dăm seama că un măr este roșu, rotund și lucios. Dar fizicienii sunt mult mai preocupați de informația cuantică, care face referire la proprietățile cuantice ale unor particule care alcătuiesc mărul, cum ar fi poziția, viteza și rotația. Orice obiect din univers este compus din particule cu proprietăți cuantice unice. Această idee este amintită cel mai bine într-o lege universală a fizicii. Cantitatea totală de informație cuantică din univers trebuie conservată. Chiar dacă un obiect este distrus până nu mai poate fi recunoscut, informația sa cuantică nu se pierde niciodată. Teoretic, deținerea acestei informații ne-ar permite să recreăm obiectul pornind de la particulele din care este compus. Conservarea informației cuantice nu este doar o regulă arbitrară, ci și o necesitate mecanică pe baza căreia a fost construită o bună parte din știința modernă. Dar în apropierea găurilor negre, aceste fundamente se schimbă. Când un măr pătrunde într-o gaură neagră, pare că părăsește universul, iar toată informația sa cuantică este pierdută pe vecie. Totuși, acest lucru nu schimbă neapărat legile fizicii. Informația dispare, dar încă există posibilitatea ca el să se afle în interiorul vidului misterios al găurii negre. În același timp, unele teorii sugerează că informația nici măcar nu ajunge în interiorul găurii negre. Potrivit din exterior, pare că informația cuantică a mărului este codificată pe suprafața externă a găurii negre, denumită orizontul evenimentelor. Odată ce masa găurii negre crește, această suprafață, orizontul evenimentelor, crește de asemenea. Așadar, este posibil ca pe măsură ce gaura neagră înghite un obiect, aceasta să crească îndeajuns de mult încât să poată conserva informația cuantică a aceluiași obiect. Dar indiferent dacă informația cuantică este conservată în interiorul găurii negre sau pe suprafața sa, legile fizicii rămân intacte dacă nu este luată în considerare radiația Hawking. Descoperită de Stephen Hawking în 1974, acest fenomen ne arată că găurile negre se evaporă treptat. De-a lungul unor perioade de timp incredibil de lungi, găurile negre își pierd din masa moleculară pe măsură ce își pierd particulele din orizontul evenimentelor. De menționat este că particulele care se evaporă par a nu avea nicio legătură cu informațiile codificate în miezul găurii negre, sugerând că o gaură neagră și toate informațiile cuantice stocate ar putea fi șterse definitiv. Dacă informația cuantică chiar dispare, dacă nu, unde se duce? În timp ce procesul de evaporare ar putea dura foarte mult timp, întrebările adresate fizicii sunt mult mai urgente. Distrugerea informației ne-ar forța să rescriem o parte din cele mai fundamentale paradigme științifice. Dar, din fericire, în știință, fiecare paradox reprezintă o oportunitate pentru a descoperi lucruri noi. Cercetătorii investighează o varietate largă de soluții posibile pentru paradoxul informațional. Unii au teoretizat că informația este de fapt codificată în radiațiile care reușesc să scape printr-o modalitate pe care încă nu o putem înțelege. Alții au sugerat că paradoxul este doar o neînțelegere despre felul în care interacționează relativitatea generală și teoria câmpurilor cuantice. Respectiv, aceste două teorii descriu cele mai masive și cele mai minuscule fenomene fizice și sunt dificil de combinat. Unii cercetători susțin că o soluție pentru acest paradox și pentru altele va apărea de la sine printr-o teorie unificată a tuturor lucrurilor. Dar probabil cea mai uluitoare teorie care a pornit de la explorarea acestui paradox este principiul holografic.
Dezvoltând ideea cum că suprafața 2D a unui orizont de evenimente poate stoca informația cuantică, acest principiu sugerează că frontiera universului vizibil este de asemenea o suprafață 2D codificată cu informații despre obiecte reale, obiecte 3D. Dacă acest lucru este adevărat, este posibil ca realitatea, așa cum o știm noi, să fie doar o proiecție holografică a acelei informații. Dacă s-ar dovedi, oricare dintre aceste teorii ar ridica și mai multe întrebări demne de explorat, păstrând totodată modelele noastre curente despre univers, dar există și posibilitatea ca acele modele să fie greșite. În orice caz, acest paradox ne-a ajutat deja să avansăm în necunoscut. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!